muzică la... Am Alzheimer. Ai înțeles? Că uneori ce am făcut acum două zile și tu să-mi amintesc. Nu e asta, e chestia că eu știam 100% că nu am citit scrisoarea lui Liviu de pe pat. Adică, ține aminte că în seara petrecerii m-am dus la baie, că am fost la... Și am intrat în camera lui Ionuț ca să ajung la baie, știi? Și eu mereu ies pe partea cealaltă, pe la Valentin și Liviu, prin cameră. Și mi-aduc aminte cum mergeam așa când am ieșit, am atras atenția că era o foaie așa mare pe pat. Și era scris așa, de genul, sus, știi? Roșu, cu roșu. Gen mărimea asta de scris. Și mi-a atras atenția chestia asta și am început să citesc, dar nu țin minte nimic, frate. Țin minte că am citit două, trei rânduri și după aia am pus-o înapoi pe pat, dar nu vedeam. Nu știu ce a fost atunci, chiar nu știu ce a fost, dar nu țin minte să-i fi citit scrisoarea. De asta și susțineam că, frate, când am citit-o, da, mi-aduceam aminte de faza cu hârtia, că am luat-o de pe pat, m-am uitat la ea, dar mi-aduc aminte că am lăsat-o după două secunde pe pat. Și a fost ciudat pentru mine că am văzut chestia asta. Poți să zic o părere sinceră, fără să te pun într-o lumină proastă? Da, știu, Costinela. Trebuia să evizi toată treaba asta. Știu, Costinela. Pur și simplu. Știu, crede-mă că știu. Și asta i-am spus și lui Blaze, că eu nu sunt... Luai pozele înainte de afară. Nu e chestia de asta, că la mine nu înseamnă nimic. Adică... Eu știu, dar... Mi-e ciudă pe mine că sunt atât de idiotă și de proastă. Ajungi la niște chestii. Frate, pe niște chestii și n-am crezut că... Gen contează. Am zis că, băi, nu au importanță pentru mine, nu or avea pentru nimeni. Da, singura greșeală a mea pe care am văzut-o a fost că am umblat în camera omului fără voie, fără da, eu nu permisiune. Pe asta e, înțelegi? Asta e greșeala pe care o consider eu că am făcut-o. Mi-e ciudă că pentru niște copilării exact, de genul ajungem exact, la niște chestii nasoale. Exact, tocmai. În primul rând pentru voi doi, atâta tot, nu pentru restul, pentru voi doi. Pe mine mă interesează restul, pe mine mă interesează Blaze, frate, și eu știind și ce părere are el și așa, și eu i-am spus atunci, i-am zis lui Blaze că ia prea pozele. A fost un gest de reacția. De 2 lei, reacția cui? Adică la modul că să te duci că vrei pozele, că nu știu ce, eu nu te-am înțeles chestia asta și pe ei, și dacă ar fi primit pozele și așa. Nu, femeie, era chestia că Liviu primise poze, că eu știu că eu i-am dus plicul pentru că i-am împărțit tuturor. Atunci, eram zici la ușă și am părțit tuturor, dar eu nu știam ce poze eu a primit ce el. Zici, dar... Și stăteam în living cu toți acolo și mi-am adus aminte că a primit poze. Zic, da, unde sunt pozele? Haideți să le vedem și noi. Lasă, ai greșit, faptul este consumat. Nu vreau să mai fiu așa. Păi nu o să mai fii. Uite, fii un pic mai, ceva mai atentă. Fii nu vreau să mai fiu curioasă, Costinela, că la mine asta e. Că... Încearcă, uite, și cu astea, îți pui o grămadă de întrebări când e vorba de un lucru, dar de ce da, așa? Da, pentru că așa am fost o viață întreagă când mai desc și analizez pe toate părțile și am zis că mereu trebuie să fie ceva nașpa. Nu ți le mai pune, știi de ce? Pentru că la un moment dat o să gândești prea mult și o să se facă rău. Prea mult, Costinela, așa m-am bănuit. O să-ți faci rău cu asta. O să-ți faci rău cu asta, crede-mă. Cu cât te interesează mai puțin, cu atât te afectează mai puțin. Nu știu cum să fiu altfel. Ba da! Dar nu știu cum îmi doresc, dar nu știu cum să te nu mai analizez fiecare chestie, fiecare... Te temperezi. Orice, singura. Eu trebuie să o întorc pe toate părțile. Orice. Nu... Păi știu, că eu te știu. Cel mai simplu lucru, eu îl întorc pe toate exact părțile, dar știu. De ce nu e așa, dar asta cum faci așa și așa sunt și nu știu cum. Încearcă de fiecare dată, nu o să-ți iasă din prima, o să-ți iasă în timp. Să te gândești că anumite lucruri îți fac rău și că trebuie să te oprești. La mai puține întrebări, la mai puține gânduri, la mai puține griji, la mai puține. În primul rând pentru tine, pentru binele tău. Uite și cu faza cu, dacă nu era Blaze, că te-ai supărat pe concurs și așa. Doamne, iartă-mă, de concurs încolo, până la urmă și la coadă faci ce poți, cum poți. Ai văzut, te-ai adunat și ai fost și mai bună. Pur și simplu. Da, dar asta este datoria de lui Blaze. Păi și cu atât mai mult. La un moment dat o să ajungi să-ți faci rău ție. Eu nu vreau să-i fac rău lui Costinela. Voi aveți un început foarte frumos. Ați fost și la picnic și la hotel și colo și colo și colo. Nu te abate. Da, eu nu mă abat. Am senzația doar că nu sunt cel bun pentru Blaze, frate. Că el n-a greșit cu nimic și eu sunt o idiotă. Că mereu fac câte ceva, mereu... Și am senzația că nu-l merit, știi?
mi-a mai zis și că atunci când am avut live-ul, i-a zis, nu știu cine a comentat acolo, că eu sunt toxică pentru el. Ok, dar eu dacă aș face acum cuplu cu Ionuț, îți dau un exemplu, crezi că toată lumea e de acord? Sau că îi place oricui de mine cu Ionuț? Nu, dar mie sau mi-a Ionuț rămas cu pe mine? Creier asta cu, să ești toxică. Nu mi-a zis pe niciodată așa că măi, sunt toxică pentru cineva și... Măi, dar tu, bun, dar, frate, dar tu ce simți când ești cu el? Tu simți că ești toxică pentru el? În momente ca ăla de azi, da, simt. Nu o să mai fie, rău. Fiecare mai greșește, nu o să mai fie. Ați răspuns, ați răspuns la atâtea întrebări împreună. La dans, chiar dacă nu ai fost de la început, că te-ai supărat, nu știu ce ai avut, el a venit, te-a susținut, faci faza aia cu el, e sprijinul tău și tu o să fii la fel și tu sprijin. Pur și simplu, asta a fost o situație pe care nu ai gândit-o. Știi cum mi-a picat azi fața când... Eu știu ce discuție am avut cu el și dintr-o dată zice doamna Simona că el a făcut pe Liviu mincinos și nu știu ce. Și apare aia cu mine cu scrisoare. Deci mi-a picat fața. Eu eram, 100% eu eram, adică n-am conținut că nu eram. Eu eram, dar nu mai țin aminte faza aia. Eu, dacă aș fi fost în locul tău, chiar dacă nu mai are nimic, nimeni, pentru nimeni, eu pur și simplu chiar pe Liviu l-aș fi deranjat cel mai puțin. Eu nu am vrut să-l deranjez. Adică la modul ăla, pentru că el oricum are poze și nu le dă nimeni. Tot doamna Gabriela. Greșește și tot ea plânge. Amândoi cine se scuză, se acuză. Hai să zicem cu scrisoarea, o fi văzut-o, i-a tras atenția. Dar nu lap să caute în chinoptiera aia, dacă îi găsea badiul câte bine. Tocmai cu ochii mei. Poate l-a dat. Bravo! Poate l-a dat Ionuț. Ai, ce ai Marie. Cu... Păi da, dar pe Liviu stătea cu badiu și vedea, nu știu, aia, nu știa da. Cum ești. Dar ce-ar fi căutat la Liviu? Poate l-a dat Ionuț. Poate nu știu poate ce Maria. Lui Maria să-l probeze. Deci asta cu căutatul, nu înțeleg de ce. Cred că nu s-au încheiat lucrurile. Nu ai cum să intri în camera unui om știind că sunt interzise chestiile astea. Deci înșele un regulament care nu cred că permite să intri să controle. Dar nu e vorba de regulament. Înainte de regulament e vorba de... Da, corect. Normal. Conștiința ta. Adică te duci și pui mâna. Da, da, știți ce? Mi se pare dubios. Ea dacă spunea că mergea spre baie, a văzut ușa deschisă acolo și a văzut foaie pe masă, o scrisoare pe pat. Ce a fost în capul ei să se ducă să o... Deci curiozitate feminină. Chiar a citit-o pentru că a fost azi în emisiune prezentată. Înțeleg, curiozitate, dar despre ce? Pentru că acolo vedeau informații de la susținătorii lui Liviu, ce să facă ei, cum să facă. Deci și aici... Vrei un răspuns la asta? Am un răspuns la asta, dacă vrei. Spune-ți. Competiție. Război. Eu consider că Izabela este singura vinovată din toată situația asta. De ce? Pentru că, exact cum i-a spus și Blaze, este prea băgăreață. Se bagă în tot. E în firea să-și femeii. Da, da, să-și vadă de pătrățica ei, de Blaze. Că a văzut că Blaze este atât de liniștit și atât de calm. Nu ar trebui să se bage chiar în toate prostiile, că tot ea are de suferit până la urma urmei. Da, ar trebui să fie puțin mai calculată și să vadă doar strict de ea și de Blaze atât. Ce trebuia să se ducă, să ia scrisoarea, să vadă ce scrie în ea? Nu ce o mai interesează pe ea de Liviu? Când știe foarte bine că Blaze a trecut cât de un răspuns la asta? Competiție. O să-mi fac un, carton așa, știi, pe care să scriu competiție și din când în când, ca să nu mă obosesc vocea, să nu fac laringită, hop, ridic ăsta și vi-l arăt. Păi serios, ce treabă mai are cu Liviu sau ce scria în scrisoare, acum în scrisoarea respectivă? Nu am mă, ce să scriu, că dacă aș avea aici un pix și o hârtie, ți-aș scrie acum să-ți arăt. A văzut ușa aia deschisă, trebuia să ducă ea neapărat. Nu e vorba de curiositate, ea este detectiv. Era singura baie. Păi ce era patul lui Blaze? Ea era singura baie disponibilă. Liviu. Asta spun, ce treabă mai are cu Liviu? Ați uitat un lucru important. Este și să nu uităm un aspect important. În viața de zi cu zi, ea chiar este detectiv particular. Despre asta vorbesc. Și este doar de serviciu? Păi, nu, dar probabil că e defect profesional. Să știi că și eu din când în când, când mai vreau să-i comunic ceva oficial soțului meu, mă duc și spun bună seara, vreau să-ți spun că știi că la televizor. Așa și la ea. Deci atunci are o scuză foarte bună, nu? Nu știu. A făcut pe detectivul. Era nu știu dacă e chiar așa. Că poate voia să-i dea pozele lui Blaze.